prima fază o să-l golim. Strângem la loc șurubul de golire ca să nu uităm de el. Acum că am golit carburatorul, putem să-l și învârtim pe toate părțile. Primul lucru, o să-l curățăm pe exterior, după cum vedeți, este foarte murdar. Îl curățăm în primul rând ca să nu intre mizeria înăuntru când vom curăța piesele dinăuntru. Eu folosesc și această ferie de lanț pentru că are pinii acestea mult mai duri, mai tari și cum e în cazul nostru, avem destul pământ. Ok, este destul de curat pe exterior, nu este nevoie de mai mult. După cum am spus, pe exterior nu contează așa de mult. Ideea este să nu băgăm mizerie înăuntru când îl desfacem. Acum o să-l suflăm puțin să se usuce și revenim. Am curățat carburatorul la exterior, cam așa arată. Nu este perfect, dar nu este problemă. V-am spus, important este să nu intre mizeria înăuntru când curățăm mai departe. Vom desface aceste furtune, acestea nu trebuie curățate, decât le vom desface ca să ne încurce mai departe la dezansamblarea carburatorului. Da, nu știu dacă se observă prea bine. Asta am găsit un aici în furtunul de golire. Este o floare ceva, nu știu exact ce este. Era în furtunul de golire. Deci a fost înăuntru un carburator. Ok. Acum, nu are importanță de unde începeți. Important este să curățați tot, absolut tot. Nu contează de unde începe să-l desfaceți, nu are nicio importanță. Haideți să începem de jos ca să putem să desfacem aceste furtune. Avem niște șuruburi de imbuz noi, puteți să aveți și în stea. Le dăm la o parte fix așa și fix așa le vom pune și înapoi. Acum o să desfacem ușor și o să punem componentele într-o parte pentru a le putea curăța. Deci să desfacem și relantiul. Deci acesta este cablul care setează relantiul. De aici reglăm relantiul mai mare sau mai mic. Nu o să umblăm la el. De asemenea, vă recomand că atunci când desfaceți un carburator și îl curățați, să țineți cont de setările acestuia înainte de a-l curăța. Să încercați, după ce îl curățați, să-l puneți la loc, să mergeți cu acelea setări, să vedeți dacă este ok. Așa, acum avem șurubul de reglaj. La noi este 1 și un pic pentru că este numerotat. Dar în cazul în care nu aveți din acesta cu numere, încercați să-l strângeți la loc și să vedeți câte ture aveți. Acesta are înăuntru un arc, trebuie să-l scoatem și pe acela și un o-ring. Pare că s-a înțepenit, nu știu ce s-a întâmplat, nu este problemă, o să desfacem camera de la plutitor și o să vedem care este problema. Asta am găsit, pare că a luat ceva târâș. Am găsit ceva în neregulă. Ok. Da, a ieșit și arcul. Așa, aici avem
pompița de șpriț. Când acționează aici accelerația, are o tijă aici care, uitați, nu știu dacă se vede prea bine, aici apasă până aici jos unde este o membrană. Se și aude. Deci aici apasă. Ok, o să desfacem la pompița de șpriț. Este bine că spray-ul de curățat carburatorul este o soluție foarte tare și este bine ca acesta să nu intre în contact cu garniturile de cauciuc, cu membranele, deoarece acestea se vor ondula din cauza tăriei. Deci desfaceți și puneți deoparte înainte să dați cu spray de curățat carburatorul. Aici vom avea o membrană și un arc și un inel. Uitați arcul, uitați și inelul. Aici, în două parte, așa, membrana, desfacem ușor, ia uitați mizerie, uitați-vă câtă mizerie este, câtă depunere, deși este benzină doar din PECO, dar ia uitați. Îi punem deoparte, să curățăm bineînțeles și aici, ștergem puțin. Așa, aici este tija aceea de care vă spuneam. Uitați cum funcționează. Așa, o să desfacem camera de la plutitor. Aici puteți să desfaceți ca să aveți acces la cui. Dar nu o să desfacem. Gata, am desfăcut toate șuruburile. O să iasă ușor. Așa, acesta este capacul. Capacul nu arată chiar așa de rău. Cum să vedeți, sunt mici depuneri, dar nu ceva de speriat. Și uitați. Și aici în spate. Nu este de speriat, dar oricum trebuie curățat. Și trebuia, după cum am spus, trebuia operațiunea asta făcută de mult. Dar de-abia acum am ajuns. Așa, aici avem tija aceea de la pompița de șpriț. Ștergem bine. Acesta este plutitorul. Scoatem ușor. Ca să scoatem cuiul pontou. Acum scoatem plutitorul împreună cu cuiul pontou. Așa, acesta este cuiul. Arată bine, nu are urme de uzură. Așa, aici avem jiglerele, jiglerul principal de relantiu și de pornire. O să le desfacem pe fiecare în parte. Da. Și bineînțeles, toate trebuiesc suflate și
avut grijă ca fiecare gaură, când dai pe ea, undeva în carburator trebuie să iasă. Deci, dacă o gaură este obturată, când o să pulverizați pe ea, nu o să iasă. Și prelul de curățat carburatorul, de asemenea, are o presiune mai mare decât un spray normal, tocmai din acest motiv, ca să intre foarte puternic pe găuri. Ok, desfacem jiglerele. La cel principal. Okay, am desfăcut jiglerul de la cuiul de dozaj. Punem deoparte. Să-l desfacem ușor și pe celelalte. Să aveți grijă să folosiți șurubelnițe adecvate pentru a nu strica jiglerele. Care jigler o să-l inspectăm și o să-l curățăm în parte, o să-l suflăm și o să-l curățăm. Jiglerele n-aveți cum să le încurcați pentru că sunt diferite. Deci nu trebuie să vă faceți probleme din cauza aceasta. Desfacem și plasticul acesta de protecție. Așa. Să-l curățăm și pe acesta. Așa, în partea de jos am terminat momentan. Ne mutăm. Putem să desfacem și șocul. Îl scoatem ușor. Nu arată rău, chiar nu arată rău, dar o să-l curățăm și pe acesta. Bineînțeles și orificiul unde acesta lucrează. O să le curățăm pe toate. Acum partea de sus, unde avem accelerația. Flat CR. Se numește așa pentru că tapeta de accelerație este plată, perfect plată. Chiar s-a desfăcuse foarte ok. Trebuia să fie un șurub care să meargă mai greu. Așa se întâmplă. Ok, aici este mai problematică treaba. După cum observați, este mai multă mizerie. Inclusiv înăuntru. Și atât accelerație. Trebuie să desfacem acest șurub
din capăt ca să putem să scoatem accelerația. Acum ușor tragem în sus accelerația. Da. O să curățăm bine și uitați cum arată ca o mașinuță. Să curățăm bine și rotițele acestea, fiecare în parte. Uitați ce urât arată. Aici avem o membrană. Este un inel aici. Să curățăm bine. Aveți grijă la el să nu îl dați cu spray de curăța carburatorul, pentru că o să se deformeze. O să-l curățăm. Să scoatem inelul ca să nu îl stricăm. Și o să curățăm fiecare component în parte. Așa, să desfacem și accelerația. Tragem ușor către exterior. Ați văzut, aici are un opritor. Deci este pusă sub tensiune. Când o scoatem. Da? Vedeți? Are arcul acesta ca să ajute la revenire. Ținem pompița de șpriț pe spate, aceasta e pompița de șpriț, și am scos accelerația. Ușor, avem o șaibă căzut. Aceasta punem deoparte și cam așa arată carburatorul, corpul carburatorului. O să-l curățăm bine, după cum v-am spus, și o să-l suflăm pe toate orificiile. Ok, după cum am spus, o să curățăm fiecare componentă în parte. Cam așa arată. O să ștergem bine. Și cu ajutorul compresorului o să și suflăm. Cam așa arată. Da, ca nou. Mai avem partea cealaltă. Da. Așa arată. Aici mai avem un jiglet, dar nu l-am desfăcut, deoarece îl putem curăța aici, fără probleme. Da, este cel care merge în partea cealaltă, la pompița de șpriț. Ok, deci paharul l-am curățat. Haideți să facem corpul carburatorului. Începem de la bază, la fel.
l-am suflat. Arată bine. Acum o să mergem pe fiecare jigler în parte să pulverizăm și, după cum v-am spus, pe fiecare în parte trebuie să iasă pe undeva. Deci acesta este de alimentare. O să iasă, observați, pe furtunul de alimentare. Aici vine cuiu pontou. Mai departe, pe celelalte jiglere. Uitați înăuntru aici. Și în carburator. Ok. Următorul. Avem pe aici. Se vede. Așa. Și de asemenea toate găuricile din carburator. Toate au rolul lor, importanța lor. Dacă vedeți că nu iese pe nicăieri, insistați, pentru că toate găurile trebuie să comunice. Nu există o gaură înfundată. Căzut o șaibă de la cuiul de reglaj, de la acesta. O punem aici. Trebuie să mai avem și un o-ring. Încă n-a ieșit. Încercăm să scoatem. Dacă vrea. Ca să nu sară când îl suflăm. De aici, înăuntru. Prea vrea să iasă. O să avem grijă să nu-l suflăm.
am reușit să scoatem și O-ringul. Da, e cam deformat, după cum se vede, dar asta nu împiedică cu nimic. Important este să izoleze ceea ce el face. Vedeți, a luat forma de la con, acolo unde închide cuiul de reglaj. Este un con. Așa. Acum noi mai avem și astfel de periuțe care curăță foarte bine orificiile. Da, și putem să curățăm fiecare în parte. Așa, partea de jos este ok. În partea de sus vom curăța de asemenea bine, bine peste tot. Apoi o să-l mai suflăm o dată din partea de jos la fel. Era bine dacă curățam prima oară partea de sus, pentru că este foarte murdară în cazul nostru. Și riscăm să stopăm din nou găurile care tocmai le-am curățat. Ok, cam așa arată. Deci l-am curățat foarte bine. Da. Mai verificăm o dată toate găurile de aici. Așa. Și se numește că am terminat cu corpul. Ok, punem deoparte.